Cunosc oameni care și-au găsit pacea interioară în căsnicie. Cum? Comunicând permanent. Comunicând permanent cu soția, nu? Nu. Cu prietenul lor imaginar. Prietenii mei au găsit o altă cale, s-au convertit. Unii la budism, iar alții la scărlătism. La celebra emisiune Șef la cuțite, cunoscutul domn Scărlătescu s-a deghizat într-un fel de Buddha sau Dalai Lama. Zici că mi-e fric și m-am învelit cu ceva. Și noi suntem ăia-i lui. Doar așa fac. Așa ținem? Sau așa? Uită-te pe așa. Google. Vrei să ajungi și tu la beatitudine? Am ajuns de mult. Am înțeles. Fame Shaolin? Seamă, da, Buddha e bărbierit, mă. Seamănă Buddha sau seamănă hippie-ul de la... Ești între ei. Tot la Șef se prezintă niște țigani argintari. De ce? Pentru că Letiția e cea mai bună bucătăreasă țigancă din Vâlcea. Am vrut să o duc la un concurs și n-a vrut. Pentru că zice ea că n-are ce să caute în societatea românească cu romii, știi? Cu românii. Chestiunea e că soția îi place în comunitatea ei, în pătrățica ei, să nu iasă din decor. Drept urmare, zis și făcut. Au ajuns la Șef la cuțite. Am venit cu soția pentru că s-a îndrăgostit de emisiunea noastră, în fiecare seară urmărește, și am vrut să-i fac o surpriză pentru că e specialistă, face mâncare foarte bună. A făcut o turtă țigănească și o tocană. Să face mămăliga, după aia să pune la răcit. O strâng așa bine cu mâinile, da. Pe ce bag mai iau peste ea și după aia încep să o frământ. O oră și ceva o frământ. O oră? Da. Și din cauza asta mi-a ieșit foarte frumos. E foarte bun. E gustoasă, asta. E foarte gustoasă. Place. Dar să știți că Letiția le mai și trage la măsea, pentru că are diabet. Ce? Eu o fac. Din ce? Acasă, de da? Două ori, o fierb, să iasă cel mai... cea mai tare tuică, este... beau în fiecare zi câte 50, îmi dau și lui Letiția care diabet, ca să doarmă, să nu mai doară nimic. Păi și Letiția îi dați dacă are diabet, are voie aveți. Eu 50 de grame. Ca să se culce. Dacă o să continuați așa, cu 50 de grame pentru Letiția care are diabet, în curând o să se culce de tot. Și într-o țară de intelectuali, cu prim-ministri care au diploma de doctorat falsificată, profesori care nu sunt profesori și șmecheri care au bacul cumpărat, omul nostru trebuia să fie și el cineva. Ia ascultați câte facultăți are absolvite. Am terminat facultatea de istorie și filologie, după aceea m-a urmat încă două. Vreau să vă spun, dreptul și am litere. Și îmi place ăsta, microbul ăsta de jurnalism, îmi place să scriu. Și despre ce scrieți? Despre orice. Bine, bine de tot, domnul are facultatea de litere, dar nu are toate literele la el. Domnul Bulibașa nu e singurul rom multiplu licențiat. A ținut să-i dea replica doamna Astronomia, regina la mastere și doctorate. Bun soare la toată lumea, să se știe. Eu, Astronomia, am doctorat în tarotologie la Cambridge. Sunt masterandă în ghicitologie la Oxford și licențiată în vrăjitologie la Sorbana. Deci la MIT am obținut o diplomă de inginer alchimist, transform ferul în aur, iar la Harvard mi-am dat doctorat în fraierologie, unde am dovedit că poți să vinzi orice, oricâtă vreme găsești. Fraierul potrivit mâncava și gura voastră m-a pupat pe portofel. Să nu uitați, cartea face pe om, dar cartea de tarot. Mulțumim, mulțumim, doamne Astronomia. Și luăm o pauză acum. Revenim în câteva minute cu alți avanți și alte învățate îmbătrânite în rând. Să moară Franța! Dragii mei, există locuri în România unde poți impune carantina doar cu tancul. Exact! Cu tancul și cu trupele de asalt. Păi carantina este pentru șclavi, mâncavași. Oamenii liberi nu o acceptă și ei se revoltă. O localitate din Galați cu gradul de infectare foarte mare, de peste 5 la 1000, a fost băgată în carantină. După două săptămâni, rata, în loc să scadă, a început să crească. Și în loc să-i scoată din carantină, i-au băgat din nou. Doamna Viorica, pierdere, am venit cu o șampanie în baril, să deschidem șampania. Că vă dă drumul marți dimineață. Acum marți dimineață, numai că încolo surpriză la tot. Problema este că este o incidență de infectare. De 8 la 1000 la momentul prelungirii carantinării zonale și trebuie să înțeleagă toată lumea că trebuie să respecte legea. Respectăm, domnul prefect, să mai scapă câte unul, câte două, nu toți o stăm grămadă, că n-avem ce mânca. Comunitatea n-are mâncare, n-are bani, n-are posibilitate. Avem societăți sau alții n-are cu ce mânca, cu ce plătim, cu ce documentație ducem
să ne ducem contabilitatea, să ne plătim TVA-ul și să-l ce trebuie la societate. Da, dar de ce să respecte legea când localitatea are epidemiologi vestiți? Vrei, nu vrei, ieși în curte. Că nu poți să stai închis numai în casă, avem copii mici. Și ăla mai iese și el în curte. Aerul nu poți să-l oprești. Umblă aerul. Și așa se îmbolnăvește. Umblă aerul și de-aia stăm noi pe loc. Așa e. Am stat de vorbă cu doamna Epidemia Căldăraru, rezidentă în comuna carantinată, și are un mesaj pentru toți românii. Deci, să fie foarte clar, toți românii liberi să fie acum atenți la mine, că m-am săturat de cantarină. Cantarina îmi face rău la sănătate și la nervii capului meu. Mă, nu știu, mă halienează, mă. Nu ai suport. Gata cu carabina, că nu ai suport. De ce stai izolată? Păi dar ce, vântul e izolat? Păi dar nu stă? Stă? Nu stă, că duce COVID-ul unde vrea el. Îl duce, mai bine facem schimb de COVID. COVID pe COVID nu se suportă, se mănâncă unul pe altul. Uite așa ca câinii, jos, cavalina să fie la alții. Nu la noi, țiganii. Ăsta e idolul meu. Nu la noi, țiganii. Ei mai liberi cetățeni ai planetei. Jos, cavalina libertate. Mulțumim, doamne Epidemia. O mare luptătoare pentru drepturile omului. Minunat! Da, super! Dragilor, prietena cârcotașilor, doamna Budeanu, are de făcut câteva comentarii legate de emisiunea Putoarea Dragostei. Da. Deci, dacă ai stomac să te uiți la Putoarea Dragostei, o să vezi că toți bărbații din emisiune sunt niște țărani pansați, pensați și epilați. Deci, măi, fătălăilor! Că nu mă miră fardul de pe fățău, pantofii cu toc, rochile. Băi, fătăloilor, un mafiot adevărat nu poartă roche și nici fustă. Poartă cel mult un kilt frumos, fără izmenuțe, fără chiloței. Că dacă ești bărbat și ai ceva de arătat, băi, arată, băi, mafiotule, dacă ești tu mafiot. Că dacă ești fătălău, îți pui chiloții, iar în perioada aia a lunii, da, atașezi tamponul aferent și gata. Hai, deci nu, pe bune, că nu mai pot, mă plictisiți. Vă pupă, Dănuța. Dulce, ca întotdeauna, doamna Budeanu, de la atâta dulceață, uite, mi s-au străpezit și dinții, nu mai pot. Deci vreau să uit că mă doare și capul, vreau să luăm o pauză. Revenim, cât ai zice, chiltul. Hai să te iau pe sus. Top, top, top. Rușinica. Top, top, top. Rușinica. Domnule Marian, sunteți fresh? Sunt fresh, sunt sculat de dimineață. Toată lumea spune că sunt nebun. Puțin nebun, dar aveți bani, eu vă iert. Ce ați făcut azi noapte? Eu fac bani și când dorm. Când dorm, oamenii muncesc pentru mine și fac bani și când dorm. Deveniți din ce în ce mai atrăgător. Ce credeți despre mine? Vă place să mă priviți, să vă uitați? Vă place un pic? Îmi place să mă uit. Roșesc. Și nimeni nu face pe Denis Rifai să roșească. Dar vă uitați și în oglindă, desigur. Ce vă spuneți? Marian, tu ești foarte inteligent. Eu am o părere senzațională despre mine. Da, se vede. Sunteți un tip pașnic sau bătăuș? Eu m-am bătut cu Traian Băsescu. Eu m-am bătut cu Traian, cu Adrian Năstase. Eu m-am bătut cu toată lumea. Serios, da, voinicule. V-ați bătut toți colegii de partid? Nu mă apuc să bat lumea și să vorbesc urât, dar cei care merită pot să-i lipesc cu căpățâna de un perete, fără nicio problemă. Sau să le rup mâna și să-i bat cu mâna lor. N-aș fi zis, sunteți un tip scund, adică trebuie să puneți scăunelul ca să ajungeți la dulăpior. N-am 2 metri, e pur și simplu, așa cum arăt. Mic și puternic. Mai puternic ca oricând. Și sunt sigur că toți cei care au fost adversarii mei sunt speriați de mine. Sunt speriați pentru că îi căftiți de le sună apa în cap. Niciunul din adversarii mei, niciunul n-a supraviețuit. Să trecem la ceva mai pașnic. Ce părere aveți despre Adrian Năstase? Foarte frumoasă, semăna cu Sofia Loren. Interesant. Deci, cum vă comportați cu el? Eu știu să mă comport cu o femeie foarte tandru. Știu să mă comport cu un om ca Adrian Năstase, foarte politicos. Interesant. Trecem la altceva. Puțină lume știe că ați participat la preselecții pentru Vocea României. Am o voce mai puternică. Aveți, da. Cam pițighiată, dar să zicem. Dar sunt o voce pentru că sunt Marian Vanghelie, pur și simplu. Deci chiar credeți că puteți câștiga Vocea României și că aveți priză la public, să zicem așa? Mă duc în sală, mă duc la microfon și vă spun că toată sala se ridică în picioare. Fără să ridic
fără să zic ceva. Brenciu și Smiley se simțeau amenințați că aveați voce mai bună decât a celor din juriu. Îi deranjați? Lucrurile astea sunt pentru că eram puternic și pentru că îi deranjam și eram o voce. Și Chirilă ce zicea? Că pe Chirilă îl aș ca... Și trebuie să țip, să țip, să țip. Să țip, adică să faceți ca el. Înțeleg că ați cântat ceva din repertoriul lui Tom Jones? Toată lumea vrea să vină în noaptea de Revelion să-l audă live pe Tom Jones. Toată lumea vrea să audă melodia de Laila. Vă și văd. Tom Jones de un metru. Publicul când a reacționat, cum a făcut? Pentru ce v-ați simțit mândru? Pentru 3 minute în care vedeai 10.000 de români că erau bucuroși și se ridicau și aplaudau, strigau Evanghelie. Și v-au respins. Atunci le-ați dat șpagă lui Smiley, lui Chirilă? Nu am dat șpagă niciodată. Da. Ok, s-a încheiat timpul, înțeleg că Brenciu v-a turnat. Ce ați spune acum dacă ar fi față în față cu dumneavoastră? Tot îți rupe mâna și te bate în cuia. Sigur, sperăm totuși că Andra scapă. Vă mulțumim și poate mergem la un ceai, nu știu, câți bani ziceați că aveți? Top, 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 Rusinica.